Ce este gușa mai exact? Gușa sau bărbia dublă este de multe ori asociată cu kilogramele luate în plus. Total fals. De multe ori se întâmplă să fie o chestie ereditară, ori dacă nu, să fie ovalul pacientei fața mult mai plină, ori dacă nu, datorită laxității pielii, se poate forma această gușă. Atât femeile cât și bărbații se confruntă cu bărbia dublă. Spune-mi, te rog, cum putem să scăpăm de ea? De bărbia dublă putem să scăpăm prin mai multe proceduri. Una dintre proceduri se numește HIFU, High Intensity Focused Ultrasound. Este o tehnologie ce acționează prin ultrasunete de înaltă frecvență. Care sunt pașii acestui tratament? Pașii tratamentului sunt următorii. Demachiem zona, aplicăm crema anestezică undeva la 10-15 minute, iar mai apoi venim cu un gel de contact și apoi manipulul punem pe zona dorită. După ce am curățat zona și am îndepărtat crema anestezică, am pus gelul de contact, iar acum o să începem procedura. Ce simțiți în momentul procedurii? Mici pișcături. Dar durere? Nu, absolut deloc. Am înțeles. Cum acționează aparatul mai exact? Aparatul acționează datorită ultrasunetelor, ce dau impulsuri atât pe stratul superficial până pe stratul adânc. Astfel, stimulează foarte bine colagenul și stimulează neocolageneza, adică ajută foarte mult la formarea unui nou colagen. Există anumite contraindicații? Da, avem contraindicații, precum sarcina, alăptarea, pacemaker-ul, boli active ale pielii, ori dacă nu, tumori în trecut sau în prezentul pacientului. Văd că s-a înroșit zona, e normal? Da, zona se înroșește, pot să apară furnicături sau senzații de amorțeală. Dar roșeața dispare în câteva ore. Procedura a luat sfârșit, iar cu pacienta o să ne revedem în 2 luni de zile pentru următoarea ședință. De câte ședințe ar fi nevoie pentru un rezultat optim? Numărul de ședințe este unul personalizat, dar de la prima ședință se pot vedea rezultate. Ca recomandare post-procedură este indicat să folosim protecție solară, indiferent de anotimpul în care noi facem această procedură. Vorbește lumea la cafea.